Primăria Iași îi invită pe toți cei interesați miercurea viitoare, 12 decembrie, de la ora 17, în sala Vasile Pogor, la dezbaterea planului local de acțiune al orașului. Acest plan face parte din angajamentul municipiului Iași ca membru al programului local al Parteneriatului pentru Guvernare. Este vorba despre un acord internațional care vizează angajarea guvernelor și administrațiilor locale în promovarea transparenței, combaterea corupției și utilizarea noilor tehnologii. Iașul a fost admis în acest program în urma unei competiții internaționale în primăvara acestui an. Dacă planul local de acțiune va fi validat, acesta va fi supus dezbaterii și votului Consiliului Local al municipiului Iași, urmând ca măsurile să fie bugetate și implementate până în august 2020.